Noi avem destul de mulți candidați care s-au spus... 12 și 15, da? Da, care s-au spus după 7-6 și atunci o să ne scuzați că n-am mai venit și cu neapartenența la poliția politică. Nu aveați obligație. Da, da, da. Puneți întrebări incomode, hai. Cu gândul să schimbăm în sfârșit în bine soarta Iașului și a ieșenilor, mai ales că noi avem cea mai tânără echipă de candidați pentru Parlament din istoria acestui județ și acestei țări. Eram calculat dimineață, media noastră de vârstă este de fix 40 de ani. Și gândiți-vă că la Senat vârsta minimă e de 33. Nu știu de ce USL și ARD se încăpățânează să bage în Parlament aceleași figuri îmbătrânite și compromise. Cert este că Partidul Poporului Dan Diaconescu vine pe un val de simpatie populară pe care în județul Iași îl va fructifica și noi ne bazăm pe minim un senator și 3 deputați la scrutinul din 9 decembrie. Mulțumesc frumos!